În ziua nouă a lunii decembrie, zămislirea Sfintei Ana, mama preasfintei născătoare de Dumnezeu. Domnul și Dumnezeul nostru vrând să-și gătească pentru sine lăcașul în sufleții pe pământ, casă sfântă spre sălășluirea lui, a trimis pe îngerul său către drepții Ioachim și Ana, dintr-o care a voit să se nască maica sa. Și le-a vestit lor, care erau neroditori și stierbi, că le-a dat Dumnezeu lor dar de zămeslire spre nașterea Fecioarei. Drept aceea s-a zămeslit Sfânta Fecioară Maria și s-a născut din sămânță bărbătească, însă din făgăduință, fiind părinții ei, adică bătrâni și sterbi. Că numai Hristos singur s-a născut din Sfânta Fecioară Maria, mai presus de fire, negrăit și netălcuit, precum El singur știe, fără de voie trupească. Și Dumnezeu desăvârșit fiind, toate ale economiei Lui, cele după trup, desăvârșit le-a luat asupra sa, adică firea oamenilor, așa precum a zidit-o și a plăsmuit-o dintr-un început. Deci ziua aceasta o prăzduim ca aducerea minte de zămeslirea Maicii lui Dumnezeu în pântecele Maicii sale, Sfânta și Dreapta Ana. Zămeslire binevestită pe pământ, părinților ei și oamenilor printr-un înger. Acest lucru l-a făcut Dumnezeu, care din nimic le-a înființat pe toate, deșteptând pântecele cel sterb spre aducere de rod și pe cea care îmbătrânise fără de copii. Maică născătoare de copii, cu preaslăvire, a lucrat-o sfârșit vrenic al cercetării cele drepte a drepților ei părinți. Pe Fecioară dăruind-o, dintr-o care însuși Dumnezeu avea să vină în trup spre cea de-a doua naștere a toate câte sunt. Că așa a binevoit Dumnezeu ca niște părinți înțelepți și mijlocitori ai oamenilor să nască fiica pe cea aleasă din toate neamurile și dinainte hotărâtă, mai înainte de veci. Și se face acest sobor într-o cinstită casă a născătoare de Dumnezeu, ceea ce este în Zvoranii, aproape de preasfânta ei biserică. Într-o această zi, învățătură la zămeslirea preasfintei născătoare de Dumnezeu. Iubiților, astăzi începătura și pârga mântuirii noastre se face și pântecele dreptei Ana rodește după vestirea Arhanghelului, pe nepoata dreptului Isaia. Din sămânța lui David, că printrânsa legăturile lui Adam încep să se dezlege și printrânsa lumea din înșelăciune începe să se slobozească. Pentru ea s-au bucurat prorocii, așteptând ca din ea să se nască Domnul nostru Iisus Hristos. Deci să știți, iubiților, că astăzi prăznuim zămeslirea Doamnei noastre Stăpâne Născătoare de Dumnezeu Cele Preacurat. Drept aceea, cu bucurie să alergăm la biserica ei, la rugăciune, cu frică și să stăm și ușile cereștii cămări să le deschidem cu priveghere, cu rugăciune, cu milostenie și cu post să ne împodobim. Și așa să petrecem cu cinste, prăznuind cu bucurie cinstita zi de astăzi, zămeslirea preacuratei, pentru că ea neîncetat roagă pe Fiul ei pentru noi. Să prăznuim nu numai noi singuri, îndestulându-ne, ci și pe cei săraci miluind, pe flămânți hrănind, pe însetați adăpând, pe cei goi îmbrăcând, precum Domnul a zis, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru cel ceresc milostiv este. Să urmăm, deci, fecioarelor celor înțelepte, cărora le-a zis Domnul, intrați în cămara cea cerească, pentru că străin, văzându-mă, m-ați miluit și flămând fiind, m-ați hrănit și însetat, m-ați adăpat. Au doară, fraților, pe însuși Hristos l-au hrănit sau l-au adăpat? Ba nu, ci pe cei ce umblă în lumea aceasta și cer într-un numele Domnului. Drept aceea, și de la împărăția cerurilor s-au învrednicit. Rogu-vă, dar pe voi, să fugim și de ghienă și de judecată cea fără de veste, pentru că nu știm în care ceas sufletul se va despărți de trup, noi aflându-ne ori mâncând, ori bând, umblând sau șezând. Drept aceea să avem în tot ceasul pocăință, milostenie, blândețe, înfrânare și așa să rugăm pe Stăpânul Hristos, care poate să ne miluiască pe noi. Încă să ne aducem aminte de Marele Păstor
cel cu gura de aur care a zis: "Fraților, acestea pentru noi sunt făcute, iar nu noi pentru dânsele. Să nu vă întoarceți și să nu fie urât în biserică, nici să vă învățați la deșertăciuni, ca să nu se umple cu noi ghiena, împreună cu cei ce au căzut din slava Domnului. Drept aceea, iubiților frați, să ne nevoim la rugăciune totdeauna cu curăție, la biserică să mergem la toate praznicile Domnului nostru Iisus Hristos și le precurate Maicii sale. Până la sfârșit ne învrednicim a auzi glasul lui cel prea dorit și prea dulce. Veniți, binecuvântați-i părintelui meu, demoșteniți împărăția cea gătită vouă, căruia se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin." Într-o această zi, pomenirea Sfintei Prorocițe Ana, mama lui Samuel prorocul. Sfânta și fericita prorociță Ana era din cetatea Ramatim, din muntele lui Efrem. Acesta era însoțită cu bărbat din seminția lui Levi, Elcana cu numele, și era stearpă și nu o năștea. Și avea bărbatul acesta două femei, cea de-a doua se numea Penina. Și Elcana, luând pe Penina, a avut fiul cu ea și se bucura. Dar omul iubea mai mult pe Ana, măcar că era defăimată pentru sterpiciunea ei. Iar Penina o pismuia dinpreună cu toate rudenile și prietenile ei. Deci Ana mult se ruga lui Dumnezeu, dar nimic nu se schimba. Deși poruncile cele din legea veche le păzea pururea fără de leneviri. Că așa uneori sfinții dobândesc cererile târziu și cu încetul de la Dumnezeu. Deci odată Ana, suindu-se dinpreună cu bărbatul său la Shiloh, unde era chivotul și cortul lui Dumnezeu Atotțiitorul, ca să ducă jertfă prin mâna lui Eli, preotul, și săvârșindu-se jertfele, a primit de la altar o singură parte din jertfe, pentru că nu avea fiu sau fică, pe când celelalte femei cu copii au primit câte două părți. Și măcar că pentru aceasta mult s-a întristat, ea nu s-a deznădăjduit, nici nu s-a tulburat fața ei. Dar ce a făcut? Slobozind pe bărbatul ei acasă, a rămas singură în casa Domnului și aruncându-se la pământ, se ruga în acest chip: "Doamne, Dumnezeul părinților mei, dacă milostiv vei căuta spre mine roaba ta și spre defăimarea mea și îmi vei da mie rod din pântece, ție pe dânsul îl dau ca să slujească în toate zilele vieții lui." Și ce a făcut Dumnezeu? A trecut oare cu vederea rugăciunea ei? Ci fiindcă Dumnezeu a văzut pe Ana că nu se depărtează de la cortul său, ci se roagă și stăruiește, i-a făgăduit nu numai că îi va da ei rod din pântece, ci mai înainte i-a spus și numele celui ce-l va naște. Și de acolo, luând de plină încredințare, s-a întors acasă, săltând și bucurându-se, și luând în pântece a născut pe prorocul Samuel. Și după ce l-a înțărcat, s-a suit împreună cu el la Shiloh și a căzut la Domnul Dumnezeu, dându-i mulțumită. Și a binecuvântat-o pe ea bătrânul Eli, preotul, zicând: "Să-ți dea ție Domnul alt rod din pântece, în locul lui Samuel, fiul tău." Și și-a luat pe fiul ei și s-a pogorât la casa ei, pentru că era el foarte mic. Dar după ce s-a făcut mai mare, ca de 3 ani, luându-l pe el de mână, l-a suit în biserica Domnului Atotțiitorului. Și aducând cuvenita mulțumită Domnului, l-a dat pe fiul ei în mâinile lui Eli, preotul. Și făcându-i lui o haină bisericească, un sihar mic, copilul slujea Domnului. Și văzând Ana, se veselea și adăugând, a născut 3 fii și 3 fiice. Și a căzut altarul Domnului mulțumindu-i și a adus cântarea aceasta zicând: "Bucuratul s-a inima mea într-un numele Domnului. Înălțată a fost fruntea mea de Domnul Dumnezeu meu și gura mea s-a deschis cu glas tare asupra vrăjmașilor mei, că m-am bucurat de mântuirea sa." Și toate celelalte cuvinte ale cântării acesteia le-a cântat ca o prorociță și maică de proroc. Drept aceea a mai zis: "Cea stearpă naște de 7 ori, iar cea cu copii mulți va fi neputincioasă, că Domnul o moară și învie. El pogoară în iad și iarăși scoate.
Deci, pururea pomenită Ana, mulți ani trăind în viața aceasta, pururea mulțumind Domnului și prorocind s-a mutat către veșnicile lăcașuri. Într-o această zi cuvânt despre un călugăr leneș. Un egumen oarecare avea sub povățuirea sa 20 de călugări, dintre care unul foarte leneș. Neîngrijindu-se de mântuirea sa fără de vreme, mânca și bea fără de înfrânare și limba nici de cum nu-și ținea. De aceasta, starețul de multe ori îl învăța și îl ruga pe el zicându-i: frate, îngrijește-te de sufletul tău, că ai să mori și în mungi vei merge. Iar fratele niciodată n-asculta pe stareț, neprimind cele grăite de dânsul. Deci așa viețuind, s-a întâmplat că a murit fratele acela. Egumenul se mâhnea pentru dânsul, știind că într-o multă lenevire și nepurtare de grijă a ieșit din lumea aceasta. Însă a început egumenul a se ruga lui Dumnezeu zicând: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru cel adevărat, arată mie pentru sufletul fratelui. Și într-acel fel, de multe ori a făcut, iar odată a căzut peste dânsul o spaimă și a văzut râul cel de foc și mulțime de oameni întrânsul arzând și văitându-se. Iar la mijloc a văzut pe călugărul său stând până la grumaji în văpaie și a început a grăi egumenul. Oare nu pentru muncile acestea te rugam eu pe tine ca să fi avut grijă de sufletul tău, fiule și frate? Iar fratele răspunzând a zis: mulțumită lui Dumnezeu, părinte, că pentru rugăciunile tale măcar capul meu are ușurare, așa cu adevărat îți spun. Și această întâmplare, spunând-o, pe mulți îi aducea la mântuire. Dumnezeului nostru, slavă! Dumnezeului nostru, slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.